Bună dimineața, Deniza! Bună dimineața! Bună dimineața! Ai dormit ceva? Păi da. Să-ți vorbim, băi, ce crezi? Acesta a fost locul unde am stat, schimbăm cazarea, luăm o cameră cu un pat mare pentru amândoi. Am cea stat... mai ieftină variantă de stat în Nizwa este acest loc unde am stat în seara trecută. E super ieftin, curat. Viva Hostel se numește, foarte curat locul și curat. Te mai împrietenești cu oameni. Da, ai apă la discreție, cafea, ceai, oameni super ok. Nizwa Castel, ne-am luat cazare fix lângă castel. Nizwa este cel mai vechi oraș din Oman. În secolul 6 și 7 după Hristos, Nizwa a fost capitala Omanului. Important centru de artă și comerț. Puterea căldurii. Azi chiar este foarte, foarte cald. Și e de-abia ianuarie. Nu dai seama ce e aici în iulie. Wow, ce loc! Castelul. La castel aici vom sta. Câtă verdeață, nu? Da. Verdeață la castel. Welcome. Welcome. Mergem la o cazare nouă cu Aladin. Salam. How you say in Afghanistan? Salut. Salam. Yes. Salam aleikum. How do you say? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am from in Afghanistan. Acesta este cel mai vechi sistem de irigații, falaj. Mergem la noua cazare. Am mai schimbat puțin camera, să vedem cum se vede. România. România, cu prietenul nostru din Afganistan. Noul prieten. You can say. From Pakistan, he is from Afghanistan. Afghanistan. His name is Khalidin, my name is Sardik. We work here together. Yeah. So, nice to meet you. And in Pakistan? It's from north of Pakistan, it's Swat, it's beautiful places. It's the big city is Peshawar, but yeah, it's close to, and we are so close to Afghanistan border actually, and yeah. And the situation is good now? Now it's good, yeah, it's good now. Before, now this year we had like more tourists than last year. Going is it's better. Going better, no? Yeah, every year it's going better. But with Taliban? Taliban, it's good. Yeah? Good? Yeah, we like it, yeah, it's good. Because he said to us that he didn't like it. Everybody has their own mind. Like it. I don't care about him. Yeah, yeah. Everyone has different opinion. Yes. Yeah. Now it's safe to travel in Afghanistan. No, with in Taliban. In Pakistan, it's very safe. And yeah, in Afghanistan with Taliban. Afghanistan, it's now you can. You know, it's not like that you just go and you will kill or something. No, they will respect you, of course. But it's new government. It's a little bit. Yeah. Everybody is scared a little bit. You know. Am mutat într-o cameră de 3 persoane. Care este, bineînțeles, puțin mai scumpă, dar avem și un view, plus baie. Am dat 26 de euro 66. 66. Avem și view. Stăm fix în cetate. În cetate. Partea veche. Old Fortress. E mult mai liniște ca în partea cealaltă. Da, nu mai auzim mașini, nu mai auzim nimic. E super bine. Și să arătăm baia. Că baia este, uite, un felinar vechi, cum era în România, în anii 80. Baia. Am stat cu oamenii aici de vorbă din Pakistan și Afganistan. Unul din Afganistan zicea că talibanii nu sunt buni, celălalt din Pakistan zicea, talibanii sunt super buni. Aceasta este baia. Ce e interesant în Nizwa, pentru că Muscat nu era așa ceva, în fiecare baie am văzut că au și
WC-ul clasic. WC-ul clasic. Avem curat. Apă caldă? Apă caldă, boiler. La foială totală. E timpul să ieșim pe explorat. A dat ce era mai important. Bonusul, preșulețul de rugăciune. Aprinde lumina să se vadă mai bine. Bucătăria. Avem o bucătărie cu vitrine. Old school. Ușa e mereu deschisă, nu se cuie. Pe explorat. Ne-am mutat pe Sony. Mult mai multă flexibilitate și mult mai simplu de filmat. GoPro-ul e puțin mai dificil în zonele astea pentru că are și LED în față care se aprinde. Tinde plus că seara filmează cam varză. Am filmat aseară, trebuie să vă uitați că este foarte interesant, dar calitatea e slabă. E slabă și e ultimul GoPro. Doar dacă stai pe loc filmează bine, dar noi cum am fost în mișcare pe explorat, noaptea nu prea a filmat prea bine. Ce mișto sunt astăzi, pelinare. Aici stăteam fixând locul ăsta. Ne-am mutat pe altă parte a cetății. Aseară ne-am oprit chiar în dreptul acestui loc și l-am admirat, e așa de frumos. Noaptea. Are și o terasă. Are o terasă. Uuu, ce parfum! Se pare că acest oraș, Nizwa, este foarte dezvoltat, iar mulți localnici aleg să vină să-și petreacă ziua aici împreună cu familia și cu cele 7 soții. Patru. Nu exagerăm. Patru soții, 10 copii. 10 copii. Am văzut enorm de multe familii azi noapte cu copiii, iar mulți dintre ei aleg să facă acest tur cu mașinuțele. Sunt niște mașinuțe, o să le vedem în curând, și mulți preferă să le închirieze și să meargă cu ele. Am văzut chiar în supermarket astfel de mașinuțe la ieșire, pe care oamenii le iau și merg la shopping. În fața noastră o mare familie, un da. Familion imens. Poate vedem și mașinuțele? Nu cred că le prindem aici. În fața, a, ba da, uite-le, mașinuțele. Sunt foarte ok mașinuțele. Chiar am văzut, m-am uitat la review-uri. Utile, plus că te oprește în fiecare loc. Da, sunt cu ghid. Ghidul. Care... Ghidul îți explică, te oprește la fiecare punct interesant, îți explică puțin de istorie. Aseară aici, la această măsuță, era un băiețel care vindea curmale și jeleuri. L-am întrebat cât costă curmalele, dar n-a știut să-mi spună pentru că vorbea în arabă. Mașinuțele! 2, 4, 6, 8... Marketul. Ne-am oprit să ne luăm ceva, ne-am luat niște falafel cu mult susan, dar cine credea că este foarte picant, e super picant. Ne-am mai luat și nouă. O pungă, dragă. Momentul ăla când tradiția se întâlnește cu modernismul. Plasticul? Plasticul întâlnește epoca de piatră. Măcar dacă nu era alb. Ce contrast. Chiar că toate sunt așa. Au făcut cu această mașină. Mama mia, câtă mașină. Să vedem dacă au fost în România. Din Franța și-au ajuns până în Oman. Africa. America. Au făcut și Argentina, Sud America, Chile, Bolivia, Brazilia, Peru, wow, Ecuador. Dar și acum mașinile chiar că faci. Slovenia. Oamenii ăștia au mers cu această mașină prin 71 de țări. Wow!
Wow. Au fost și Mali, Burkina Faso. Condimente. Am văzut o schemă. Vii, te apropii de tămâie și dai spre tine să îți bagi la haine. Unde se face halva de curmale. Portul. Aici o să apară o construcție în viitor. Hai să vedem cum arată o casă după vremuri. Aici aveai cumva să iei apă. Fântână? Aha, Ministry of Water Resources. Aha, deci a avut și apă. Oh, birou. Și cu făcut așa în perete, știi, să spui diferite device-uri. Oamenii muncesc pământul, în față au niște vaci. Și hrană pentru animale, chiar că. Un loc de ținut apa. Bine, acum cu instalația modernă nu prea mai ai nevoie de el. Fața noastră avem falajul, sistemul de irigații foarte, foarte, foarte vechi. Transportă apa de la o sursă cum ar fi un râu sau un puț modern, către un teren agricol. Și după cum se observă, poate trece pe sub acest gard și apa se duce pe la vecini, pe la acolo XY unde și este... ajunge fix într-o zonă unde este seceta. Putem să vedem un exemplu foarte, foarte bun. Deci apa circulă pe sub această clădire, vine pe aici, să zicem, am avea nevoie să udăm grădina. Ridicăm acest sistem, sau în stânga sau în dreapta, și apa intră și udă grădina. Și acest sistem de irigație este foarte, foarte vechi în Oman și în țările, și în țările arabe. Unde de obicei nu plouă și tocmai de asta s-a inventat. Tehnologie super antică, folosită chiar în prezent. De exemplu, aici nu este oprită, apa circulă, circulă fix pe sub stradă. Peste tot în această zonă, în orice loc ai merge, vezi acest sistem de irigații. Poți să vii direct să-ți iei apă. Putem să vedem fix o grădină. De aici își trage apa omul. Unii au chiar cu pompă. Se poate observa furtunul și îți uzi frumos toată grădina. Sălățică. Casa cu fân. La parter fân și sus poți să locuiești. Și mai sus doi porumbei albi și negri. Wow, ce gardul scurt!